să privesc înspre soția mea nu ca și produsul unei evoluții și că avem nevoie de unul de altul doar ca să ne împlinim niște nevoi acum, ci să mă uit la ea ca și un partener de viață, ca și cineva cu care mi-am făcut un legământ până moartea ne va despărți, dar care de fapt fiecare slujim unui Dumnezeu adevărat. Trăim într-o perioadă extraordinară a istoriei umane. O perioadă foarte dinamică, cu foarte multe progrese, mai ales în domeniul tehnologiei. Recent am auzit de faptul că tehnologia, în ce privesc procesoarele, s-a dezvoltat de peste 1 milion de ori, ceea ce este extrem de mult. Și în acest context de societate tehnologică, în care apare inteligența artificială, în care avem tablete, telefoane, smartphones, nici nu le mai avem măcar pe cele clasice, adeseori întrebarea se pune, dar familia? Și observăm că sunt zone în lumea aceasta în care societatea vorbește de o anumită evoluție a familiei. Că de fapt familia este un concept social care, așa cum multe lucruri evoluează în viață, ar trebui să evolueze și familia. Și bineînțeles, aceasta este o întrebare care vizează în primul rând dinamica de soț-soție. Și ce înseamnă soț-soție? Cine este soț, cine este soție și așa mai departe. Acum, indiferent de cine vorbește, absolut toți oamenii avem o bază de la care plecăm. Există o bază de presupoziții de la care fiecare pleacă și nu neapărat bazele sunt aceleași. Ca și creștin, mă uit și spun, Scriptura mă informează cu privire la ceea ce este de fapt căsătoria, căsnicia, familia. Și normal că în acest context de creștin, un creștin care nu numai nominal sau că mă duc la biserică, dar cineva care a cunoscut ce înseamnă să fie născut din nou prin puterea Duhului Sfânt, să aibă o identitate nouă în Hristos, mă uit la ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură, la ce spune Scriptura, și anume că familia în primul rând este invenția lui Dumnezeu, Geneza 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Este un aspect extraordinar că atunci când iei un bărbat și o femeie, pentru că Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, un bărbat și o femeie, și cheamă și îi pune împreună și formează o familie, este invenția lui Dumnezeu. De aceea, când vorbesc de familie, vorbesc despre o dinamică dintre un el și o ea, dintre un soț și o soție, dintre două persoane care sunt de sex opus și care pentru perioada vieții lor intră într-un legământ. Și aici este un alt aspect al familiei, care Biblia vine și îl susține. Familia nu este doar un contract, nu este doar acea semnătură de la starea civilă care o pui și care este reglementată astăzi, pentru că nu întotdeauna a fost starea civilă. Dar întotdeauna a fost acest aspect al unui legământ între el și ea, între soț și soție, de a intra în viață ca și, sau a merge mai departe în viață ca și familie. Și bineînțeles că în contextul actual, de multe ori punem întrebarea, dar mai este la modă? Cum nu știu dacă neapărat vrem să discutăm dacă mai este la modă sau nu mai este la modă, pentru că moda vine și pleacă, trece și se schimbă. Întrebarea este ce este de fapt realitatea și care este dinamica cea mai normală de a trăi ca familie. Și cred că, ca și creștini, ne întoarcem înapoi la ceea ce spune Scriptura, că este de fapt cea mai bună formulă pe care Dumnezeu a știut să ne-o dea, de a ne pune într-un legământ. Și când cei doi sunt ambii născuți din nou, urmașa lui Hristos, îl iubesc pe Dumnezeu, doresc să împlinească voia Lui, mai există un aspect deosebit pe care acest tip de familie
o responsabilitate și în același timp un privilegiu de a fi o reflecție a unei dinamici care nu o vedem cu ochiul liber neapărat. Și Apostolul Pavel ne vorbește în Epistola lui către Efeseni, în capitolul 5, de acea, sau face acea paralelă între căsnicia dintre un bărbat și o femeie cu relația dintre Hristos și biserică. Și practic sunt chemat eu și soția mea prin viața noastră să fim o reflecție a acelei dinamici cosmice între Hristos și biserică. Cu alte cuvinte, avem nu numai bucuria de a fi soț și soție, de a trăi o viață de căsnicie împreună, și asta nu înseamnă că totul este roz și totul este numai foarte bine și întotdeauna este afară frumos și, și soare, dar în contextul vieții, cu provocările vieții, cu greutățile ei, cu ispitele vieții și cu încercările care vin, să poți să trăiești în așa fel încât, de fapt, cei din jur, când se uită la viața noastră, să vadă frumusețea sau parte din frumusețea relației dintre Hristos și biserică. Și cred că toți avem nevoie de acest lucru. Provocările care sunt astăzi, da, astăzi sunt provocările astea, mâine vor fi alte provocări. Și probabil vei zice, da, și cum ne trăim viața astăzi? Cum reușim să ne ducem acest legământ la bun sfârșit, până moartea ne va despărți? Cred că este soluția, o avem tot în Scripturi, atunci când suntem chemați să ne uităm la ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și bărbaților, iubiți-vă nevestele așa cum și-a iubit Hristos biserica, și soțiile pot să-și arate supunerea față de Dumnezeu prin însăși faptul că au o supunere față de soțul lor, nu pentru că el este superior, ci pentru că este această dinamică pe care Dumnezeu a pus-o pentru o vreme și pentru că noi ca și soț adeseori suntem chemați să ne comportăm cu înțelepciune față de soțiile noastre, să le prețuim pentru că sunt comoștenitoare a harului vieții, ne spune Apostolul Petru, care era un om căsătorit. Ce poți să faci tu? Adeseori în sesiunile de consiliere care le avem, fiecare vine cu lista de nemulțumiri legate de celălalt. Și cu siguranță că atunci când intri într-o căsnicie, intri cu acele așteptări, acele vise, acele dorințe, intri cu normalul tău și te lovești de normalul celuilalt și uneori nu se întâlnesc cele două și ai senzația că trebuie să-l aduci pe celălalt de partea ta, trebuie să-l modelezi. Dar ce am învățat este că poți aduce schimbare în căsnicie atunci când faci schimbări în viața ta. Eu, ca și soț, ce am de lucru la mine astăzi? Ca această căsnicie, această relație să fie mai bună astăzi și să fie mai bună mâine. Să privesc înspre soția mea nu ca și produsul unei evoluții și că avem nevoie de unul de altul doar ca să ne împlinim niște nevoi acum, ci să mă uit la ea ca și un partener de viață, ca și cineva cu care mi-am făcut un legământ până moartea ne va despărți, dar care de fapt fiecare slujim unui Dumnezeu adevărat, acelui care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și care ne cheamă la o viață extrem de frumoasă. Da, asta am de făcut. Eu să lucrez la mine, soția lucrează la ea, am de schimbat ceva astăzi, o fac, s-ar putea să nu iasă din prima, dar se poate. Și cred că asta este nădejdea și speranța într-o lume a tehnologiei de astăzi, să ne uităm să vedem că sunt niște principii care rămân și transcend, indiferent de timpuri și de vremuri. Așa că se poate. Și vă doresc o viață frumoasă de căsnicia celor care o aveți.